un set cu 50 de măști medicale a ajuns să coste pe EMAG aproape 500 de lei, adică 10 lei o bucată față de 10 bani cât era până acum. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a vorbit despre un comportament extrem de deviat al companiilor care vând astfel de produse, susținând că autoritățile fac eforturi pentru aprovizionare și că lipsa măștilor sanitare este o problemă la nivel mondial. Secretarul de stat Raed Arafat a declarat marți că mai există stocuri de materiale de protecție și că se încearcă grăbirea achizițiilor, însă există riscul ca livrările să fie făcute mai târziu. Încercăm ca livrarea să fie făcută cât mai rapid, eventual să mergem noi să le ridicăm, a spus Raed Arafat, afirmând că lipsa măștilor medicale este o problemă la nivel mondial și că probabil sunt probleme și cu materia primă. Din păcate, este o situație, am văzut, este un comportament extrem de deviat să ajungi să vinzi 50 de măști cu 100 de euro. O mască costă câțiva bani, la un moment dat o să vedem cum poate fi tratată legal această problemă, a declarat Raed Arafat.